Clubul Prietenilor de la radio se redeschide pentru tenorul Alin Stoica. Bună ziua, Alin! Bună Mulțumesc ziua! Pentru prezența de astăzi dintre prieteni! Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici! Și mulțumesc de invitație. Ești foarte tonic în această dimineață și foarte luminos. Aș vrea să le povestesc celor care nu văd imaginile pe TVR2. Da. Suntem în direct pe TVR2, dar suntem și online și on-air pe frecvențele Radio România Actualități. Alina, am venit astăzi îmbrăcat în alb, din cap până în picioare. Este un simbol al purității și mai cu seamă al seninătății unui om, pentru că te văd cu ochii foarte senin și tonici, bucuros. Da, mulțumesc că mă simt foarte bine și uh, uh, major. Această culoare îmi dă energie. Dimineața, în dimineața asta, așa am simțit și nu puteam să nu mă îmbrac frumos pentru un asemenea eveniment. Le onorează cuvintele tale. Alin, aș fi jurat că tu ai făcut muzică de foarte mult timp, încă de mic, dar cine ar fi pariat pe faptul că vei deveni un mare tenor, sigur ar fi pierdut acest pariu. <gânt> 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 Povestea ta este una fascinantă, mai cu seamă este o poveste de, de film. Nici eu nu aș fi pariat <laughs> pe cuvânt. Gândiți-vă că am făcut matematică, informatică până în clasa 8. -a. Și nu -a la orice vân... clasă. Da, da la o clasă specială, dar pentru copii. Copii supradotați. Da, copii capabili de performanță la toate materiile, așa era denumirea noastră atunci, în perioada aia. Uh, da, e, e cumva. Cred că mâna destinului este inexplicabil, pentru că, da, uh, Ok, nu am făcut muzică, nu am studiat, nu am fost la o școală de muzică, nu am fost la un uh, profesor, nu am studiat un instrument muzical. Și contează foarte mult acest lucru: uh, că nu am făcut chest asta de copil mic, dar dragostea și pasiunea pentru muzică a fost cultivată de, de mic copil. Pentru că am crescut cu CD-uri, cu discuri, cu casete. Uh, cu creionul de rezumat, exact. În caseta. Exact. Uh, Zilnic, zilnic se asculta muzică, și Ce zilnic muzică? Am, am crescut cu muzică foarte, foarte bună, de toate genurile, de la operă până la muzică, nu știu, până și muzică, nu știu, lăutărească, de veche, de, 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 de foarte mare calitate. Oricum, toată muzica care era în casă era foarte bună. Spune-mi adevărat că până la 14 ani nu prea foarte bine nici notele? Nu, nu știam nu deloc, nu știam nimic legat de muzică. Știam notele cum știam, Evident, cum știm la toți la școală, cum am învățat da. la muzică, dar de multe ori în ora noastră de mu muzică, pentru că eram la o, la o casă specială, făceam matematică în loc de, <laughs> matematică. de muzică. Da. Sigur aveai 10 și la matematică și la informatică, la muzică? Ce notă aveai? Pot să spun că eram singurul care dădeam tonul în clasă la, la mulți ani sau când era ceva de cântat. Alin, 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 eu eram omul cu vocea. Deci cumva întotdeauna am avut talent și am avut acel ceva și ureche și voce și au fost prezente mereu și oamenii au observat. De aceea... Dădeam tonul în clasă. Și de aceea erai și primul colindat și vocea ta, da, așa cum am spus da, da. mai devreme, nu trecea neobservată de fiecare dată. Cine așa a observat-o? Sau mai cu seamă, cine a fost îngerul acela pozitor care te-a luat de mână și te-a îndrumat pe această cale a muzicii? N-a fost să o, fie doamne. informatica și matematica. Da, a fost mai mult. să spun că cea care a insistat prima dată la, la e-mail, la familia mea, la bunicii mei, pentru că zic bunicii mei care mi-au devenit părinți pentru că eu am pierdut pe mama de mic copil și e o poveste mai complicată și cu tatăl meu. Nu a putut să fie alături de mine în perioada copilăriei și acum vă spun sincer că bunicii mi-au devenit părinți și m-au m-au îndrumat cât au putut ei de bine cu toată dragostea lor. Nașa mea a observat că am talentul acesta cântând colinde. An de și uh, la un moment dat a insistat, a zis, domnule, dar copilul ăsta s-a dezvoltat atât de frumos, ar trebui să-l audă cineva de specialitate, are o voce deosebită. Cred Lea că ar să, să facă, hai da? la note hai muzicale. și uh, am avut norocul să am o familie unde ai mei iubesc muzica și au zis, au fost deschiși la idee, că puteau să zic că nu, domnule, lasă matematică, informatică, e perfect. A luat 9.40 la capacitate, intră la liceu, la un liceu, al liceu, nu din Lipati. Da. Da. <laughs> așa. <laughs> Și face în continuare chestia asta. Nu, au fost deschiși, au zis, bine, ok, hai să-l asculte cineva. Iar eu am ajuns la liceul de muzică din Ipati să fiu ascultat de doamna Cristina Măgureanu, o profesoară extraordinară care dă foarte multă încredere copiilor și este un lucru extraordinar. E un mare dar să da, știi da, ca că da, să oferi încredere. Să oferi încredere este foarte să dai important. dai practic. Da, și ea mi-a spus așa, după ce mi-a ascultat vocea, face... Copile, nu contează că nu știi nicio notă. Tu voce asta, eu dărâm liceul dacă nu intri <laughs> aici. Zic că neapărat asta faci, nu Slavă... nimic altceva. Lasă matematica, uită de tot. Slavă uită Domnului, clădirea liceului e intactă. Da, da. da. <laughs> nu a căzut, a rezistat, e foarte puternică. Da. Și am văzut, când am văzut atâta convingere și ne-am spus, nu știu, ceva s-a schimbat în mine, îmi doresc să fac asta. Când văd că un om crede atât de mult în mine, nu nu am cum să nu urmesc calea ca asta. Ce frumos vorbești despre mă, încredere. Mă pot, da, mă pot întoarce oricând la la birou. La informatică. Și la matematică la informatică, la calcule. La... Mă gândesc, da. Alin, apropo de ceea ce ai spus ceva mai devreme despre această dovadă de încredere, că e fapt, de fapt este un cadou pe care ți-l oferă viața. Sau este o mânghiere a lui Dumnezeu, pentru că ceva mai devreme mi-ai vorbit, nu o să insistăm foarte mult asupra uh, acestor lucruri extrem de dureroase pentru un copil. Pierderea mamei, uh, da. părăsirea de către tată, protecția bunicilor care au venit și au ținut locul copiilor. practic, doi bunici au fost ca doi îngeri păzitori pentru un copil care devenea sau mergea pe un drum spre cel mai. Frumos drum din cariera ta. Este acest drum către muzică. și către pasiunea pe care, pe care o ai. Și da. nu m-aș îndepărta foarte mult de, de acele vremuri pe care tu ni le-ai povestit. Erau sărbători, erau colinde. Ce primeai când mergeai la Colindat? O, îmi plăcea foarte mult când um, lumea oferea uh, nuci, ofereau. Um, Uh, mandarine, portocale, uh, mere, uh, fructe. Turtă dulce! Turtă dulce! Da, bani primeai? Uh, Primem și bani, da. Primem și bani, dar. Mai important decât, decât banii, Eu eram un copil, mă bucura mai mult la chestii de genul ăsta, la, la o fructă, la un dulce, la. Decât Copiii la bani. parcă da. prețiesc altfel valoarea da. banului și mai cu seama. Exact. Nu e atât de important. Nu, nici acum nu a devenit pentru mine un, un reper important în viață, adică nu mă ghidez după bani și după. Avem nevoie asta. de ei, sunt esențiali, da? dar nu e, sunt cei e mai importanți. Este clar, dar nu mă ghidez în viață după asta. Eu sunt un om care. M-am ghidat totdeauna cu sufletul, chiar dacă am greșit de multe ori și uh, chestia asta mi-a adus de multe ori durere, uh, consider că totuși sunt pe calea bună și fac bine ce fac pentru că judec foarte mult cu sufletul. Știi, ieri a fost pe același scaun Monica Davidescu și vorbeam despre greșelile care apar în viața noastră, nici ele să știi că nu sunt întâmplătoare. Din când în când avem voie să greșim sau aproape tot timpul avem voie să greșim, dar aproape de fiecare dată trebuie să învățăm lecția. Care exact. vine la pachet cu, cu acea exact, greșeală. Exact, exact. Dar de multe ori când primim aceste lecții dure, nu le primim doar, doar pe acestea. Pentru că eu am cele mai frumoase amintiri și cele mai plăcute uh, lucruri pe care le-am făcut în viața asta, făcând lucruri din suflet, proiecte din suflet, care nu s-au ghidat de la început. Poate n-am avut, de multe ori, n-am avut uh, când am plecat la, 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 la drum cu un proiect, n-am avut efectiv nimic. Niciun, niciun ban, nicio susținere dar am avut o idee am avut suflet, am avut dragoste și pasiune și oamenii m-au urmat, au venit pentru mine pentru, pentru, de dragul meu de, de a fi în, în, în acest proiect cu mine și au ieșit lucruri minunate din chestia asta mult mai bune decât au ieșit din altele unde au fost bani, unde s-au investit și uh, nu a fost la fel Bănuiesc că este măgulitor uh, faptul că ești comparat cu Pavarotti. Oh. <laughs> Știi că ți se spune pavarotti în România. Da, mulțumesc din din inimă. Da, a apărut chestia asta în, în urma premiului câștigat în Italia de în mâna de către soția marelui tenor, Nicoleta Mantovani Pavarotti, și care a venit odată cu invitația la la Arena di Verona, unde s-a sărbătorit sau sărbătorit sau, Mă rog, l-am omagiat, nu putem zice că am sărbătorit. S-au omagiat 10 ani de la dispariția Marelui Tenor, în 2017, și unde am cunoscut și am urcat pe acea scenă cu Placido Domingo, care era Sangela Gheorghiu. Cum te simți? Il volo. Valoros, asta sau, e Drea Boceli, foarte mulți, da. mulți. Uh, da, m-am simțit extraordinar. Când uh, respire același aer cu aceste vedete extraordinare. Știi și aceste... că și tu ești o vedetă. Oh, mulțumesc eu. Și spun asta ascultătorii care ne-au trimis mesaje chiar și când wow. te-am anunțat că vei fi wow, astăzi invitatul. Mă bucur. O să ți le arăt. Sunt aici undeva în, în nu, dreapta ecranului. Nu aveți ecranului. Că îmi sufletul de Știi, bucurie în momentul apropo ăsta. Apropo de premiul Pavarotti pe da. care l-ai câștigat da. în Italia și care ți-a fost oferit Sigur. de soția Marelui Tenor, uh, am aflat că este de fapt un echivalent al balonului de aur pentru fotbaliști. Nu știu dacă e chiar așa. <laughs> cel puțin din nu informațiile știu. care tot circulă pe internet. Eu cam așa, știu. să facem așa o, o identificare a valorii a as asem unui asemenea premiu. Tu ești pasionat de fotbal? Da, am fost mai pasionat în, <laughs> în adolescență, în să, să spun așa. Când muzica nu era neapărat da, o pasiune da, pentru tine. Da, jucam, jucam și fotbal. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că se spune despre un artist indiferent în ce domeniu muzical activează, era să spun, se antrenează. Dar despre artiști se spune că ei au această nevoie de a-și antrena vocea, așa cum face un sportiv. Un sportiv de performanță, exact. Exact, da. Tu cum, zilnic studiem, zilnic se antrenează vocea, zilnic, dacă nu-ți antrenezi vocea, gândești, asculți operă, te gândești la piesele pe care le ai de interpretat, studiezi. Deci este o muncă zilnică, Cum lumea poate antrenază. are impresia că da. vi doar și ai cântat și wow, alea două ore, mamă ce frumos a fost, ce și ce simplu și nu știu ce și restul timpului mă duc și stau liniștit acasă și mă relaxez, nu există așa ceva. Este o muncă, pentru alea două ore se muncește enorm, sunt mii de ore de repetiții, sunt foarte, foarte multe lucruri la care trebuie să te abții. Uh, nu o să-ți sune vocea la fel dacă uh, consumi alcool, dacă consumi anumite alimente care poate -po să irite uh, gâtul. Sau, uh, da, adică, serios, de exemplu, adică picant da. sau. N ai voie să mănânci picant, sau, acidulat, sau Nici să nu, nu prea, nu prea. Adică, acidulat, ai voie, poți să faci evident. orice. Dar afectează. <laughs> Nimic afectează. Interzis, afectează. Da. afectează. Uh, da, nici nu fumez, nici nu beau, nici nu... Sunt într-o continuă. da. Alin, spunem cât de reală este imaginea aceasta cu un tenor care face vocalize în casă, la baie, <laughs> prin toate camerele. nu e chiar așa. O nu, sunăm nu. pe Mădălina, pe ta, care prea este soprană. Nu să fac acasă foarte multe vocalize pentru că îmi deranjez vecinii. Ai o relație bună cu ei, sper, nu? <laughs> da. Am înțeles. Păi După jumătate câteva. așa. da. Da, s mai schimbat sau mai, au mai plecat sau au dispărut din vecinii care erau înainte, și au apărut alții, și uh, e mai complicat. Nu, nu prea pot să fac acasă, dar uh, în general studiez la operă, studiez într-o cabină de studiu unde uh, am intimitate. George Nescu spunea așa: 99% este muncă, 1% talent, și pe de altă parte, niciun om nu poate învăța să fie artist. Artist te naști. Artist nu devii niciodată. Ce părere ai? Da, cam așa este, cam are dreptate. Da, ce dă Dumnezeu e. aia îți dă. E foarte greu să. să contești acest lucru. Când Dumnezeu îți dă har și îți dă um, o anumită menire, aia este. Vis-a-vis uh, -vis de muncă și de uh, talent, nu pot să zic neapărat 99%, mi se pare un pic cam mult. Eu cred că talentul contează foarte mult, foarte, foarte mult, dar, într-adevăr, prin muncă, uh, poți cu mai puțin să ajungi foarte sus. Foarte sus. Prin muncă, prin organizare, prin, uh, prin a-ți urma visul. Știi ce și tot așa, că ai vândut o rețetă. Da, și tot așa, prin foarte, foarte mult talent și fără muncă, te poți pierde și asta este mare păcat. Mare păcat. Doamne ferește, sper să nu ajungă nimeni în situația aceasta, de a se pierde în primul rând pe, pe sine. Nu. Știu nu. ce se vei face în câteva săptămâni? Da. Da, da, da. da. <laughs> Din nou Sunt la conindat. da. <laughs> Povestește-mi da, despre concert. Urmează uh, un concert minunat, Crăciunul lui, lui Nicolae se numește. Crăciunul lui Nicolae, da. da. Nicolae este copilul meu de un an, băiețelul meu. Să vă trăiască pe care și să vă aducă multă mult. Mulțumesc și am creat așa o poveste în jurul lui, va fi pe 6 decembrie de ziua lui, bineînțeles, de Sfântul Nicolae și uh, uh, am invitat și de marcă și invitații care sunt prieteni cu care eu colaborez, cu care am cântat sau am făcut piese sau ne știm foarte mult, de mult timp și mă bucur să-i am alături de mine. Este vorba de, de Crina Matei, de Aurelian Temișan, de Cătălin Crișan, de Adrian Naidin și de Alin Dincă de la Formația Truper. Oameni minunați, oameni talentați care o să aducă cu siguranță Uh, ce să zic, un... Uh... O să fie sarea și piperul din acea seară. Formația trupelor mi aduce aminte de Eurovision. Da, o să da, vorbim da, despre da, acest da, subiect, da, dar aș da, vrea da. să le reamintesc truporum, că, da, aș vrea să le reamintesc celor de acasă care ne urmăresc acum pe TVR2 în direct, suntem live și pe Facebook pe pagina România Actualități că puteți câștiga două bilete la acest concert Crăciunul cu Nicolas, dar vom afla numele câștigătorilor ora viitoare pe frecvențele Radio România Actualități. Exact. Aline a făcut așa ușor complice. Cu, cu ochiul merită să ajungeți la acest... A fost cu ochiul pentru că avem și acolo la, 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 la concert o să avem surprize și o să, o să fie o seară, nu că la audio, dar chiar o să fie o seară minunată și o să ne distrăm cu toții. Avem și un band foarte bun, oameni talentați care o să, o să ridice sala în picioare cu siguranță. Mă uitam la ceea ce au postat ascultătorii și telespectatorii pe Facebook și mă gândeam în același timp dacă îți mai amintești prima oară când ai fost la operă. Oh, eram la liceu. Deja da. erai la liceul de muzică. Da, eram da. la liceul de muzică și bineînțeles că eu când am intrat la liceul de muzică nu știam că o să fac operă. Am crezut că merg să cânt, să efectiv să-mi dezvolt vocea și vedem de acolo ce fac, muzică ușoară, operă. Nu știam că eu sunt la Canto clasic. pe urmă am Ia. aflat despre Canto clasic, am aflat că trebuie să, să fiu un artist de operă și uh, trebuie să merg la operă și atunci am început să merg la operă. <laughs> mi-aduc aminte, dar nu mi-aduc aminte exact care a fost uh, primul spectacol la care am fost, cred că a fost Carmen de Bizet, cred, cred că a fost Carmen și uh, știu că am fost foarte impresionat de de tot ce era acolo, de, de costume, de voci, de locație, de eram, eram așa într-un bas, nu venea să creștesc. Eu acum trebuie să tău? ajung să fac chestia asta? Este incredibil. Nu știu dacă o să se poată vreodată. Nu-mi imaginam în momentul ăla că eu o să ajung să fac fix acea producție de Carmen, exact aceeași producție, exact aceleași costume, exact aceeași regie. Și uh, revin da, la costumul tău 20 alb. 20 de ani mai târziu, știi, adică da. <laughs> incredibil. Și revin la costumul tău alb. Este costumul cu care alinși <laughs> Cred că a ajuns astăzi între prietenii de la radio pentru cei care nu văd în direct imaginile de pe TVR2, și exact așa a dat impresia, ca și cum ai fi covorât dintr-un baz. Oh, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc și eu ascultătorilor, telespectatorilor care ne trimit mesaje. Să știți că am un complice. Da. O ascultătoare, Carmen, mi-a wow. trimis o fotografie cu tine da. din concertul pe care l-ai avut recent la Botoșani. Oh, da! Da, arăt foarte bine pe scenă, Ali. <laughs> mulțumesc! După cum văd eu în această mulțumesc, imagine. Mulțumesc. Uh, și spun așa, copiii l-au îndrăgit foarte tare. Wow, ce frumos! Mulțumesc din inimă. Asta este, este cel mai important. Cel mai important. Dacă un copil te îndrăgește... Un copil este foarte sincer. Dacă un copil te îndrăgește, atunci... E clar că faci ceva bine. Și ușor, ușor ajungem către momentele emoționante pe care fiecare artist fiecare artist le trăiește pe scenă, în afara scenei și te-aș ruga, știu că e o întrebare de obicei foarte complicată pentru că sunt convinsă că s-au întâmplat multe asemenea momente, te-aș ruga să ne povestești unul sau câteva dintre astfel de trăiri pe care le-ai simțit cu tot sufletul și niciodată nu le poți uita. Wow, sunt atât de multe trăiri de acest gen. Aproape la fiecare concert se întâmplă ceva care să-mi să-mi aducă așa ceva în suflet, o trăire de genul ăsta. Pot să spun că un moment deosebit a fost când în 2017, după un an plin și un an în care am câștigat premiul Pavarotti și am avut foarte mult de cântat și um, e, era, eram într-un moment. Um, emoționant să spun, s a adunat foarte multe lucruri, nu, a, nu apucasem să, să înțeleg ce mi se întâmplă pentru că se întâmpla totul foarte rapid și treceam așa dintr-un spectacol în altul dintr-un avion în altul și dintr-un concert în altul și s-a întâmplat la, la Opera Națională s-a traviata. și efectiv la, la final lumea a văzut munca mea din acel an și am avut un spectacol probabil extraordinar, nu știu, nu-mi explic. A fost ceva, când am ieșit la aplauze, a fost, efectiv, nu am auzit vreodată sala operei să, să, să fie așa, să fie toată lumea în picioare și să urle, efectiv, și să fie niște urale incredibile. Simți că te îmbrățișează da, Dumnezeu extraordinar, atunci, nu? deci nu am putut să-mi la lacrimile. Am și poze de atunci și nu venea să cred, doamne, atât de emoționat, am fost efectiv încurgeau lacrimile și roaie pe obraji, nu venea să nu puteam să mă abțin, dar era așa de, de de erau lacrimi de fericire, dar erau și de oboseală, erau și de, nu știu, era după un an plin și și, și, și cu multe realizări și cu anumite suferințe care au fost în, în anul acela, dar care în momentul ăla nu știu, eram efectiv parcă zburam, parcă zburam. Alte momente emoționante sunt când întotdeauna când sunt implicați copiii. de fiecare dată, mult de multe, copii. ori, da, de multe ori, și mai ales în perioada Crăciunului, când cântăm colinde, de multe ori se întâmplă să chem pe scenă un copil și să cântăm împreună Moș Crăciun sau ceva și de fiecare dată este emoționant. Dar știu când am fost, am fost să colindăm undeva într-un loc unde sunt copii nevăzători și sunt locurile astea unde mergi de genul ăsta sunt, îți sfâșie puțin sufletul, dar acei copii sunt extrem de sinceri și chiar dacă nu vedeau, ne puteau auzi vocile, au venit, ne lua de, ne luau de mână pe mine și pe soția mea și ne spuneau ceva de genul prietenul meu mi-a zis că vă vede și că sunteți la fel de frumoși precum vocile voastre și mi-aș dori, dacă ajung la Doamne, Doamne, să vă văd și eu într-o zi. Deci, nu vă pot spune că încercam să-mi să, să stăpânesc lacrimile, dar vreau să vă spun să vă bucurați, oameni buni. Bucurați-vă de ce aveți, că nu știți cât de fericiți sunteți și cât de norocoși. Bucurați-vă de fiecare zi, bucurați-vă că, că puteți să, să trăiți, că puteți să vedeți, că puteți să să vă bucurați de lucrurile astea mărunte din viață. Nu aveți probleme, nu sunt probleme. Și chiar dacă acum vă curg lacrimile ascultându-l pe Alin, cât de frumos și emoționant vorbește despre lucrurile acestea pe care le avem și de care nu suntem conștienți întotdeauna, cred că merită să le lăsați acolo undeva în colțul ochilor. Pentru că avem nevoie din când în când și de astfel de momente. Îți mulțumesc Alin pentru emoția pe care ne-ai împărtășit. O într-o jumătate de minut, spunem -mi ce ți dorești pentru anul care vine. Oh, îmi doresc din tot sufletul meu să fie pace. Asta îmi doresc. Îmi doresc să fim uh, cu toții mai liniștiți, să trăim uh, mai uh, uh, cu mai puțină frică și să, să ne iubim azi. mai mult între noi. Încheiem, doamnelor și domnilor, aici.